Bună ziua, dragii mei! Astăzi o să pregătim împreună o varză cu carne. Aici avem varză murată pusă de mine la borcan, da? Și stă foarte bine așa, da? Haideți să pregătim carnea. De ce avem nevoie? De un kilogram de carne de porc, da? Peste care o să punem așa. Un ou. Mărar, vegeta opțional. Eu pun pentru că mie îmi place. Ce mai picant, da. Și am să pun puțină tomate. Cum îi spune? Pastă de roșii. Cam o lingură, da. Deci, de moment cam atât. Nu boia, nu pun cariniu. Aici avem o ceapă mică, da? Călită în 2 linguri de ulei și 3-4 linguri de orez. Bineînțeles, cu puțină sare, foaie de dafin, da? Pe care o să le scoatem afară. O să le punem aici. Punem și orezul, da? Acum haide să amestecăm bine, bine, toate ingredientele. Așa, dragii mei. Eu zic că e bine. Așa, dăm deoparte. Acum haideți să punem aici așa varză, da? Să-mi dau mânușa jos.
Ei, haideți să scoatem varza. Să vedem. Cam cât. Să-mi iau o furculiță. Să punem și din celălalt porcar. Foarte bine. Dar stă. A stat foarte bine. Eu zic că e suficient. Dacă nu, o să completăm, da? Ei, acum haide să luăm o cratiță sau un ce pune. Ia un puțin de aici. Face ca din un pic mai așa. Haideți să punem puțină varsă. Am să iau așa cu mâna. Da. Dragii mei, puteți să faceți cu varsă dulce, da? Deci, nu neapărat. Așa. Haideți să punem afumătură. Să pun costița. Nu știu, Carin, eu dacă o să intre toată afumătura. Da, hai să încercăm să punem. Hai să completăm cu varză. Da. Ei, acum haideți să punem așa. Eu am aici mărar. Congelat, dragii mei. Și am să pun așa. Cartea asta e cam mult aici. Păpușa. Da, toată, da. Cum vrei tu, Carina? Avem cingru. Da. Haideți să aruncăm și cimbru. Cimbru pun pentru că mi-e place și este sănătos pentru plămâni, da? Mai punem. Așa. De acum, dragii mei, să mai arunc foarte puțină. Varză. Osul ăsta nu-mi place mie, Carinio, aici. O să-l pun aici într-o parte. Pentru că nu știu cum să-l așez, pentru că lângă mie. Sau îl pun deasupra, da? Pentru că vreau ca să pun frumos carnea peste. Ei, acum haideți să punem carnea. O să pun până în perete cu cratița, pentru că o să punem apă și vreau să se pătrundă peste tot, da?
toată carnea, da? Acum o să completăm cu varză, da? Și o să mai scoatem varză. Așa, care. Hai să mai scot puțină varză. Măi, ce bine miroasă! O să pun toată varza. Ia să vedem. Mai las mie. Să fac așa o salată mică. Deci o mai stor foarte puțin. Haideți să pun peste. Hai să-i pun la Michierido, marido, mai drăguțu. Am să o las așa. O să completăm cu celelalte. Da? Așa. Totuși o să pun ce-a mai rămas. Așa. Nici acum nu-i lasă. Super bună. Nici nu mă așteptam să fie așa bună. Așa. Să mă aștept puțin. Așa. E acum, dragii mei, haideți să pregătim. Punem așa. 4 de roșii. O cutiuță. Mai mică sau mai mare, depinde cum doriți. Așa. Să ne o punguriță. Boia dulce. O linguriță. Asta mi-a foarte bine. Completăm cu apă, apă rece, da? Ne așteptăm foarte bine. Acum haideți să punem peste, da? Chiar foarte, foarte puțină apă. O să mai arunc, da? Mai punem, pardon. Păi acum totuși o să mai pun puțin cimbru, pentru că mie îmi place, după cum am spus, da? O să-l pun pe tot, pentru că e foarte bun. Dragii mei, condimentați după gust, da? O să completez apoi de dati. Da, uite cum se lasă în jos ușor, da? Totuși o să mai pun foarte puțină apă. Și cam atât. E, acum o să o dăm la fiert, da? Punem capacul. Și dăm la fiert. La fiert. Haideți să vedem cum se prezintă. Am mai aruncat câteva boabe de piper pe care trebuia să le pun divisoc, dar asta e. Deci o să lăsăm cam 2-3 ore la un foc foarte, foarte mic.
da? Și poate o să le dau și la cuptor pentru 20 de minute. Da, miroase bine, Carina. Da, da, văd. Deci, mai așteptăm 2-3 ore, da? Foarte bine, da. Ei, acum o să o dau la cuptor pentru cel mult 20, o jumătate de oră, da? Și apoi pregătim platoul. Am scos mâncarea noastră de varză cu carne de la cuptor. Nu e obligatoriu. Cine dorește, poate să mai pună la cuptor pentru 10-20 de minute. Dacă nu doriți, nu puneți. Haideți să pregătim o porție. Carnea arată foarte bine. De miros, miroase delicios. Haideți să punem aici așa. Mai pun o bucățică de aici de carne. Să pregătim platoul nostru. Da? Ia, haideți să vedem cum putem tăia. Să mai tai puțin carne. Madre mia, ce bine arată. Așa. Dragii mei, bine că este și puțină. Ia să vedem cum se prezintă. Extraordinar. Mai e varza, e chiar numai bună. Să pregătim, să punem. Ia să-și pregătim platoul. Așa. Și să-mi frumos carnea. Așa. Deci, dragii mei, carnea este fiartă. Bine să... Așa, să vedem cealaltă. La fel. Carnea extraordinar. Da? Să vedem. Super de bună. Bravo, Elena. Deci, dragii mei, aici avem platou. Putem servi așa sau cu smântână, dragii mei. Da? Deci, dragii mei, aceasta este rețeta zilei. Eu vă spun la revedere, pe curând!